A ajuns la cea de-a șaptea ediție, festivalul din satul Cerna a adus și anul acesta la Vaiden sculptori din toate colțurile țării, care timp de câteva zile vor lucra lemnul cu drujba pentru a înfrumuseța spațiul public al localității vâlcene, care de anul trecut este și stațiune turistică. Tema este una de suflet, îi spunem cumva reîntoarcerea. Este o zonă în care aș dori ca oamenii să se reîntoarcă. Este o zonă care aș vrea să o arăt lumii întregi cât este de frumoasă și aș vrea să-i încurajez pe tineri să întoarcă în zona asta. Vom realiza anul acesta și trei obiective care vor rămâne în patrimoniu nostru al comunității, al primăriei în special. Sunt două statuete ale domnitorilor Constantin Brâncoveanu și Alexandru Ioan Cuza, care vor fi amplasate în parcul școlii Luca Solomon Vaideni. Participanți sunt și dintre cei care au fost încă de la începuturile festivalului, dar și meșteri care și-au descoperit de curând această pasiune. Am zis să încerc. Și așa, câte puțin, a început să-mi iasă ce vedeam să fac. De câți ani faceți? Păi, pot să zic de prin 2017. Suntem puțini în țară și nevoia de chestii de astea, de lucruri de astea frumoase e mare. Lucrările noastre trebuie să spună cele multe cuvinte, nu noi. Noi cei care le privesc trebuie să înțeleagă esența lucrării și frumusețea ce li se redă dintr-un lemn putred, un lemn uscat, un lemn mort care nu mai avea viață. Festivalul se va încheia sâmbătă, când va fi organizată și o tombolă cu lucrări realizate pe loc de sculptorii participanți la un concurs de speed carving.